Sfântul Ștefan Savaitul se numește așa pentru că a fost un monah nevoitor al mănăstirii Sfântului Sava din Palestina. Ștefan s-a născut într-un sat palestinian din apropierea Ascalonului. Tatăl său se numea Chiric, iar mama Sergia. A rămas orfan de la o vârstă fragedă, moment în care Zaharia, un unghi de-al său, monah din lavra Sfântului Sava, l-a luat în grijă. A început astfel să trăiască în mănăstire de la vârsta de 9 ani. A stat cu râvnă sub ascultarea și îndrumarea lui Zaharia, iar la vremea potrivită, acesta l-a călugărit. 15 ani a stat împreună cu unchiul său până când acesta a părăsit mănăstirea, fiind ales stareț la mănăstirile Castelion și Spelaion. Sfântul Ștefan a rămas la mănăstire făcând ascultări diferite. A fost brutar, a primit oaspeți la Arhondaric, adică la chiliile dedicate primirii vizitatorilor, iar la timpul potrivit a fost hirotonit diacon, fiind vreme de 4 ani canonarh în timpul slujbelor. Sporind în viața duhovnicească, a ales să se nevoiască mai intens, trăind vreme de 5 ani zevorât în chilie, ieșind doar sâmbăta și duminica să meargă la Sfânta Biserică. După acești 5 ani, a ieșit în pustie, unde a trăit în sfânta singurătate până la sfârșitul vieții. A murit la vârsta de 69 de ani, în anul 794. Acest sfânt al bisericii, plin de har și binecuvântare, a avut darul de a tămădui pe cei care îi cereau ajutorul. De aceea, Sfântul Ștefan a mai fost numit Taumaturgul. Trebuie făcută diferența între Sfântul Ștefan Savaitul Taumaturgul și un alt Sfânt Ștefan Savaitul, care era nepotul Sfântului Ioan Damaschin. Acest Ștefan, din urmă, era grec de origine și îi se mai spunea poetul pentru că a compus versuri. El a murit 13 ani mai târziu, după anul 807. Descoperirea în cel de-al 18-lea secol a unui manuscris grecesc cu viața Sfântului Ștefan Savaitul și Taumaturgul, scris de un ucenic al său, Leontie, confirmat de câteva fragmente în georgiană și alte două manuscrise arabe, ne-a dat posibilitatea să distingem între acești doi sfinți savaiți omonimi. Vocații diferite, daruri duhovnicești diferite, exemple diferite și în același timp dinpreună sfinți. Biserica îi prăznuiește împreună atât astăzi cât și pe 28 octombrie.